Unul dintre proiectele de hotărâre aprobate miercuri de consilieri județeni a vizat realizarea studiului de fezabilitate pentru Centrul Integrat de Hipoterapie pentru Copii cu Nevoi Speciale. Acesta va fi realizat în localitatea Varlam, pe un teren cu o suprafață de un hectar pus la dispoziție de Primăria Comunei Adunații Copăceni. Proiectul este realizat împreună cu Consiliul Județean Ilfov și are o valoare de aproximativ 1 milion de euro. 20% din sumă va fi asigurată de Consiliul Județean Giurgiu, restul urmând să fie suportată de Consiliul Județean Ilfov. În cadrul ședinței, președintele Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru Beianu, a ținut să-i mulțumească încă o dată lui Hubert Tuma de la conducerea Consiliului Județean Ilfov. Mulțumirile domnule pentru domnul Hubert, exact asta au la bază, faptul că în ciuda creșterii de 3 ori, de 4 ori a valorii proiectului, a acceptat să financeze, conform înțelegerii inițiale, 80% din această investiție. Consiliul Județean Giurgiu rămânând să aloce diferența de 20%. Vom folosi după aceea acest centru, împărțind egal 50-50 cheltuielile de funcționare și acea asistență de specialitate pentru unul sau mai mulți medici. Dumitru Beianu a explicat care sunt pașii următori în ceea ce privește proiectul. Eu am o problemă cu caietele de sarcini, este categoria de documente la care am cel mai mare întârziere, din prațiuni legate de resursa umană foarte ocupată în postul de țean și încerc să găsesc o firmă care să-mi facă doar caietele de sarcini, ca să ne mișcăm un pic mai repede. Așa, ca să vă dau un rezultat, eu cred că în 2 săptămâni o să-l avem ridicat în SICAP și după aceea, fiind o lucrare, o investiție de aproape 1 milion de euro, merge pe procedură simplificată. Să zicem că într-o lună ar trebui să avem, o lună maxim, o lună jumătate, ar trebui să avem un executant cu care să semnăm contract. Hipoterapia este un tratament realizat cu utilizarea cailor, având nenumărate beneficii pentru copiii cu dizabilități motorii, autism, ADHD sau sindrom Down, fiind folosită ca metodă de recuperare în numeroase centre din străinătate.